primul rând, eu nu gătesc vită. Nici îmi eu, place, nici eu, stai liniștită, nici o problemă, nici eu, deci suntem amândoi la fel. A, e perfect. Da, da, da. Uite, avem niște dovleac aici și îl tăiem așa, da, ca să-l punem la copt. Da. Vita, descoper asta, de secret, exemplu, este muș de vită și în funcție de cât de gros e tăiată carnea, atât de mult trebuie să o ținem pe foc. Dacă o tai subțire, se ține mai puțin. Dacă o tai mai groasă, o țin mai mult. Facem niște vită cu ciuperci. Pentru gătitul ciupercilor, ăsta o să folosim unt. Pentru asta o să folosim ulei de măsline extra virgin. Pui acest usturoi. Mie mi-e teamă să fac operațiunea asta, așa. Nici o problemă. La amestec doar... Se murdărește, spălăm aragazul. Bun, uite și un pic de turmeric aici. Turmericul o să fie cuvântul cheie în această rețetă. De ce? Pentru că e antiinflamator și afrodisiac și mai are și alte calități, conține tot soiul de nutrienți de ăștia pe care îi găsești peste tot. Îmi place ce culoare. Da, da, și mirosul și gustul o să fie simțit acolo de la el. E și foarte acum, bun. Să acum, văd, da? Cum faci vita. Uite așa o facem vita. Și pentru că ăsta e mușchi de vită, nu o să-l ținem foarte mult. O să-l gătim la foc iute. Uh-huh. Ia ce scrie acolo? Complici lucrurile. De provocarea ce ta. Na. Erau atât de simple până acum. A, B, C, D... Stop! Stop. Zi un cuvânt și începeți să vă jucați fazan. Evite cuvintele folosite. Trebuie să fie doar ingrediente. Hai că nu e chiar așa dificil. A. Stop. J. J. Da. Jumări. Mamă, la asta mă gândeam și jumări. Ri. Ricota. Vezi rumâneala asta? Este da, de da, la da, da, da. Ce conține el. În același timp vreau să gătesc specul ăsta, pentru că o să-l folosim la plating. Ai vrei să mai jucăm fazan? Zi tu alfabetul mai... Ia să te vedem. Încep. Stop. F. F. Cu... Hai să zicem făină, că e în bucătărie. Năut. Ut. Păi cineva trebuie să se priceapă la fazan și unt, altcineva la nu merge. Ești bună, Ramona, la fazan, dar nu mai mă joc cu tine jocul ăsta. Mie îmi convine, eu să câștig la fazan și tu să gătești. Ia uite ce avem noi aici. Platingul este la feeling, ca să zic așa. Sunt platinguri pe care le vizualizezi și platinguri pe care... You let them happen. Le lași să se întâmple. Asta faci tu acum. Da, da, da. Din punct de vedere cromatic, niște verde ar pica bine aici. Și atunci asta este rolul acestor muguri. Și pentru că am avut ocazia să lucrez cu o fată frumoasă, uite, îi punem și niște flori aici. Să black. Știi că o pun în ramă, și cu, da. Câtea culoare are. Să ai poftă. Hai. Mă declar fericit. Nu mai am ce să adaug.